La 11 luni vedea prima dată muntele din rucsacul aflat în spatele mamei sale. La 18 ani era la un pas de exmatriculare din liceu, iar la 22 de ani termina cu 10 facultatea de biochimie. Un accident stupid i-a schimbat practic destinul în viață Norei de Angeli. Am dat seama că o să ajung să cad pe trotuar de la o înălțime destul de mare și în momentul ăla toată mâna mi s-a rupt în bucăți. Am căzut pe spate în mijlocul trotuarului. Am intrat în comă imediat. Astăzi, Nora de Angeli este producător de film documentar și fotograf de succes. O femeie cu un destin special, cu un caracter puternic și o inteligență sclipitoare. Noaptea nu văd stelele pe cer. Asta mi-aș dori să văd. Dincolo de marele talent cu care este înzestrat, Victor Safka ascunde o suferință personală despre care vorbește rar și cu multă simplitate. Nu vede când se lasă seara. Cu cântat în orchestră este mai complicat un pic. De ce? Fiindcă nu prea pot să citesc la prima vedere, cum fac toți ceilalți. Victor este, după părerea mea, un fenomen și este un fenomen și prin demnitatea pe care o arată. Niciodată nu vorbește despre această problemă a lui.